Daniel și visul regelui. Frumos, Daniel. De aceea te-a ales regele. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vei face să fim mândri de tine. Ai venit în sfârșit! Vezi cât de chipeș este fiul tău? Trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu care ni l-a dat. Regele meu, ai vrut să-i vezi și i-am adus. De ce sunt nouă arioc? Sunt băieții unor familii de israeliți pe care i-ai adus din Ierusalim. Ei știu să scrie și să citească în propria limbă. Toate popoarele pe care le-am cucerit sunt reprezentate la curtea mea. Vreau să fie reprezentat și israeliții. Îți voi da mâncare, haine și bani pentru ei. Învață-i despre îndatoririle de la curtea mea, dar și istoria și limba noastră. Vor fi slujitorii mei. Citește acest papirus și învață-l. Nebucarnețar, marele rege al caldenilor, a supus nenumărate popoare și a cucerit multe teritorii. Cu ajutorul armatei sale puternice, el a supus de două ori Ierusalimul. A pedepsit pe regele care îi fusese necredincios. Din cauza aroganței lor și pentru ca aceasta să nu mai rănească, el a cucerit a doua oară Israelul. A ars și a distrus Ierusalimul și i-a deportat pe locuitorii și pe conducătorii lui în Babilon. Prada pe care a luat-o a fost una foarte mare. Ce coșmar groaznic am avut! Foarte bine! Prinde-l! Prinde-l! Bravo! Adu-l aici! De ce mă deranjezi? Vorbește, te aud! Oamenii înțelepți pe care m-ai poruncit să-i aduc sunt aici, măria ta. Atunci să intre, ce așteaptă? Vroiam doar să mă asigur că nu te deranjează. Și-am spus că pot să intre. Așa cum dorești, maiestate. Hai, după el! Adu-l încoace! Foarte bine! Am avut un coșmar îngrozitor care mă îngrijorează. Vreau să mi-l explicați. Spune-ne visul, măria ta, și noi vom face tot ce putem ca să-ți spunem interpretarea. Nu-ți fă griji, nu-i așa? Sigur. Bineînțeles! Așa este! Vom face tot ce putem.
Voi vreți ca eu să vă spun visul? Dacă sunteți magicieni, trebuie să-l știți deja. Maiestate, dacă nu ne spui visul, nu putem să te ajutăm și să ți-l explicăm. Maiestate... Dar ce fel de proroci sunteți? Unde este magia voastră? Unde sunt gărzile mele? E, dragii mei prieteni, veți fi trimiși la închisoare. Veți sta acolo până veți spune visul. Dacă peste 7 zile nu-l știți, atunci veți fi decapitați. Chiar vom fi decapitați, oare? Daniel, trezește-te! Doamne, ce pot face pentru tine? Mergi la Nebucanețar și spune-i visul. Despre ce vis vorbești? Mergi la el și Domnul îți va pune cuvintele pe care trebuie să le spui. Genunchi. Ia spune, tinere, știi tu visul meu? În ceruri este un Dumnezeu care descoperă tainele. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. A luat vântul și nici urma nu s-a mai găsit de ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. E, să știi că ești cu adevărat un proroc. Nimeni în afară de tine n-a putut să-mi spună visul. Nu, domnul meu. Dumnezeul și atotputernic este cel care mi l-a spus. Oricum, poți să-mi spui ce înseamnă visul ăsta? Tu, împărate, ești împăratul împăraților. Ești stăpân peste toate împărățiile. Tu ești capul de aur, dar după tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul, după cum fierul sfarmă și rupe totul și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Toate aceste împărății vor fi distruse. Ele vor fi ca pleava pe care o ia vântul. Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea va dăinui în veșnicie. Extraordinar, tinere! Tu chiar știi să citești viitorul meu. Nu eu, ci Dumnezeul invizibil și atotputernic. Creator al cerului și al pământului, El este Cel care știe viitorul. Atunci binecuvântat să fie Dumnezeul tău. Acum, cere orice vrei. Te rog să nu decapitezi pe magicienii și pe prorocii care sunt acum în închisoare. Rămâne de văzut. Amintește-ți că nu au știut răspunsul la întrebarea mea. Domnul meu, adevărul este că ei nu puteau să răspundă, domnul meu, și nu vor putea să răspundă vreodată. Dacă aceasta este cererea ta, Arioc se va îngriji să ți-o împlinesc. Cât despre tine, Daniel, tu vei fi ministru în împărăția mea. Vreau să stai de partea mea. Vreau ca Dumnezeul cel atotputernic să fie de partea mea
și știu că va fi. Haideți! Haide, ajută-mă! Vino aici! Așa jos! Mai repede, mai repede! Împinge, împinge! Toarnă aici! Ce mare este! Hai! Hai! Trage! 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 Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, vă aruncați cu fața la pământ și vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucarnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Să ne închinăm! Uite de la cei tineri. Sunt miniștri regelui. Regele va fi foarte mânios. Ce va face cu ei? Va arunca în foc. Un cuptor a prins cu el. Regele nostru, tu știi că noi, izraeliții, ne închinăm doar lui Dumnezeu. Închinați-vă înainte acestui Dumnezeu, dacă nu veți fi aruncați în cuptorul cu foc. Atunci vom vedea dacă Dumnezeul vostru poate să vă salveze. El ne va salva, pentru că ne încredem în El, așa cum ne-am încrezut întotdeauna. Și dacă nu ne va salva, vom muri pentru El. Acum voi vedea puterea Dumnezeului vostru. Legați-i și aruncați în cuptor. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, binecuvântat să fie numele Tău, binecuvântat să fie templul Tău, binecuvântat să fie atunci când privești în adâncime, binecuvântat pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui, binecuvântă suflete pe Domnul, binecuvântați pe Domnul îngerii Lui, care sunteți tari în putere. Ce se întâmplă? Văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Șadrac, Meșac și Abednego, ieșiți afară! Veniți încoace! Nu mi s-a ars măcar un fir de păr. Am crezut că nu vă voi mai vedea vreodată. Dumnezeul vostru v-a apărat. Dumnezeu a trimis pe îngerul său să ne salveze și să ne protejeze de flăcările cuptorului. Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți. De acum încolo, toată lumea se va închina lui Dumnezeu.
Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Shadrach, Meshach și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Daniel? Daniel? Da? Mâine vei merge iar la rege. Așa cum poruncești, Doamne. Mâine voi merge iarăși la rege. Da. Stai. Unde mergi? Nu poți intra la rege pentru că nu ai fost chemat. Dă-mi voie să trec pentru că sunt sigur că mă va chema. Dacă vrei să intri, intră, însă îți asumi riscurile. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Fiarele pământului se adepostau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. S-a coborât din ceruri un străjer sfânt și a spus să taie acest copac. Spune-mi, ce înseamnă visul? Ce ciudat! Ce poate să însemne? Nu știu, nu să ne gândim asta, la asta nu cred. Visul face referire la victoria ta, domnule. Nu ești tu stăpânul peste cea mai frumoasă cetate din lume? Nu ești tu cel care a cucerit și distrus Ierusalimul? Este înjositor ca un rege măreț ca tine să se teamă de viitor. Dar de ce în visul meu străjerul care a venit din cer a spus: tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-l în pământ? De ce? Grăviți-mă să-mi răspundeți, nu știți nimic, sunteți niște magicieni și proroși de nimic. Chemați pe izraelitul Daniel numit și Belșațar. El vorbește cu Dumnezeul lui și Dumnezeul lui vorbește. El va putea să-mi dea un răspuns. Sunt aici, domnule. Spune-mi, ai auzit ce am spus despre visul meu? Da, am auzit tot ce ai spus, împărate. Atunci explică-mi. Copacul pe care l-ai văzut, împărate, tu ești. Străjerul care a venit să distrugă copacul este trimisul celui atotputernic. El a poruncit să nu fie distrus trunchiul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca aia este să lase trunchiul cu rădăcinile copacului. Înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție, îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. Pot să împiedic împlinirea acestor evenimente? Nu uita că sunt mărețul împărat al caldeenilor. Împărate, ești orbit de mândria ta, așa că nu înțelegi. Dacă vrei să te salvezi, nu mai păcătui. Arată milă față de cei sărați și față de cei nevoie. Asta dacă ai timp. Ce putem face pentru tine? Voi plecați de aici! Plecați! Evenimentele pe care le-a prezis Daniel s-au împlinit repede. Toți au putut să vadă că regele Nebucadnețar și-a pierdut mintea, exact așa cum Daniel spusese. Inima lui nu mai era inima unui om. Împăratul a mers în pustie, ca un nebun. El a locuit la un loc cu fiarele sălbatice. Dar mai apoi și-a revenit și apoi s-a închinat Dumnezeului cel atotputernic.
Binecuvântat să fie Dumnezeul cel atotputernic, îl aud și îl măresc pe cel care este veșnic. Binecuvântat să fie Dumnezeu. După ce am fost în întuneric, acum pot să văd lucrurile foarte clar. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel atotputernic! Ridicați-vă și ascultați-mă! Am văzut puterea Dumnezeului atotputernic care locuiește în cer. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie. El a creat cerurile și pământul, totul vine de la el și totul a fost creat prin el. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu cel atotputernic care este veșnic!